Următorul nostru invitat dovedește că, spre deosebire de colegii lui de la Noaptea Târziu, nu trebuie să umbli brambura prin Asia ca să mănânci iute. Cucu este acum aici să răspundă întrebărilor picante și să spună tot sau ia gura foc. Cucu! Se știe, la inimă ești mandea, nu dai bine ca-n-o. Ce faci, Cucu? Bine fac, am venit îmbrăcat altfel astăzi, că toată lumea e șocată de ce sunt îmbrăcat așa de elegant. Da? Dar astăzi am zis că dacă Cătălin îmi pune întrebările pe care o să mi le pună și o să dau răspunsurile pe care o să le dau, măcar să fiu și eu mai elegant astăzi. Mai elegant, că, să dai din ținută să fie elegant măcar, da, nu din răspunsuri. Da, da. Da, bine, foarte bine. Cucu, dar stă foarte bine așa. Mersi, bine, mersi, ai venit la emisiunea Horhuță, mă rog, hai să luăm. Bă, trebuie să o punem emisiunea, mă, ce faci? Nu, mă, dar eu așa, de câteva vreau să... Cât ai grijă, ai grijă cu Horhe, ai grijă că... Câteva minute mă bucur și eu de gloria acum, n-am ce să... Cătălin, ești în prime time. Cătălin, hai să povestim cu Cucu, că e un pic diferit de data asta, din câte... Cel puțin pentru mine e diferit. Voi aici aveți o tabără amândoi. Să le explicăm și telespectatorilor. Cătălin o să-i trimită pe WhatsApp întrebările pentru Cucu. Eu nu știu ce întrebări îi pune Cătălin lui Cucu. Mă bucur că nu știi. Dacă nu citim întrebarea, trebuie să mănânci iute. Picant. Și eu o să încerc. Asta e ceva nou, nici Cătălin nu știe. Așa. Eu o să încerc să ghicesc întrebarea. Bă, așa și ca dacă să fie treaba, treaba. Să fie așa. Ca să greu, și de ce fac asta? Ce? Pentru că eu am fost primul invitat la Sos Picant. A, și tu cumva și, ești, acum ești veteranul. Ești veteranul. Reloaded. Da, eu îmi rezerv dreptul să fiu reloaded. Da, a fost de Champions League, Jorge. Absolut. Hai, Cucu, ai telefonul, ai WhatsApp-ul, deschide-l. Pune Face ID-ul, pune preza ta. Regula a fost în felul următor: de fiecare dată invitații care au venit acolo pot să se bazeze pe confidențialitate. Întrebările sunt doar la noi, nu le știe nimeni, de asta nici Jorge, nici Ciucă nu le știe nimeni. Important e să rămână, cum ar veni, discuția asta cât mai sinceră și cât mai directă. Cucu, prima întrebare îți sosește acum. Deci trebuie să o citești în gând. Dai răspunsul cu voce tare, iar Jorge, care spune acolo puțin sos iute. Puțin că ăsta e din ăla mic. Nu, ala, nu, Jorge, 357. Ăsta e așa? Bun? Ăsta e mai mic, nu cred că e. Cred că am bat inima tare, nu credeam că o să fie atât de emoționat. Dar 357. Așa, deci citești întrebarea în gând, da. Iar dacă, atenție mare, a venit, răspunsul dai cu voce tare orice ar fi. Și apoi, dacă vrei să citim întrebarea, nu mănânci iute. Dacă citim întrebarea, dacă rupem întrebarea, mănânci iute. Cucu e prietenul meu, să știți. Nu-i pun mult, ca să zic, e prietenul meu. Pot să zic doar de că nu cred că știu 3, știu 200%. Zi. Tu îți dai seama că dacă mănâncă... Dacă zic 2, se pune? Când ai pus tu acolo, îl pierdem. Da, se pune, se pune. Mimi. Ce-ai Mimi, făcut? Vlogărița? Da. Cum? Da, stai puțin. Și Bianca Adam. Deci cu asta ai fost? Păi nu, tu știi întrebarea, ce? Întrebarea, adică nu știu tequila? Ce, eu nu știu întrebările, asta e treaba. Și stai să mă la a treia, dar nu că vine a treia, nu cred că o să găsesc pe a treia. Mai sunt, cred, dar nu... Oh. Nu. Și cam Bianca Adam e tequila, nu? Da, a.k.a. tequila, da. Deci Bianca Adam și Mimi. Ce faci, mănânci iute sau citim întrebarea? Citim întrebarea, cine așa de vreau, păi de-aia am pus acolo la grâu, ca să fie. Dar astăzi s-a întâmplat în trecut, să menționez treaba asta, cu una dintre cele două persoane, chiar a fost împreună, a avut o relație de 8 luni. Și s-a întâmplat când eram și noi mai copii. Întrebarea este în felul următor. Spune-ne ce femei din showbiz ți-au făcut avansuri de-a lungul timpului. Dăm 3 nume. Și ți-a făcut ea avansuri sau tu? Cumva a fost o chestie cu du-te vino, adică a fost și din partea amândurilor cumva. Și cu partea, cine ai fost 8 luni? Cu Bianca Adam, asta cred că știe toată lumea. Că am fost în 2015. Cu? Da, sunt telespectatori care nu știau și da, am fost cu Bianca Adam, deci cu tequila, ai fost, da? Long time ago, eram. Da, tequila, da, el patron sau cum se numește. Nu știu, zăm foarte mult. Asta a fost mai ușor, să văd că s-a putea să vină, da. Hai să vedem, Cătălin, îi dăm la întrebarea 2, că eu am pregătit sosul aici și se moaie la fix. Gata. Adică e... Bine, și la asta putea să fie și Elena Chiriac, am uitat, la asta putea să fie și Elena Chiriac. Elena Chiriac de la Survivor. Da. Acum mi-am amintit, vezi că mai greu. Faulă. Te uiți la Survivor acum, ești cerpă Survivor. Ia uite-l, ia uite-l! Ia uite-l, Cătăline! Ai, plesnește vena, ia uite-l!
Ai dat mesaj acolo, ai făcut aia, zi. Aolo. Ce e nasoală întrebarea a doua, ha? E ceva nasol acolo. Da, da. Dă cu virgulă. Ca idee, vă zic de pe acum, n-o să mănânc. Ok. Dar zic, ca să țin suspans, zic Sonia. Sonia? Și acum da. Citește. Nu, stai puțin. Nu, păi, hai nu să vedem, stai că să-și facă rolul lui de... Păi, dar cum, așa, treceți peste yeah. mine. Zic, ce crezi că... Sonia. Ce crezi că a zis despre Sonia? Sonia. Cine te-a ținut în brațe la ultima despărțire? Cine te-a mângâiat pe căpșuri? Cine... Nu? Nu, altceva? Cine te-a ajutat cu bani când ai avut nevoie? Împrumut. Bă, nici nu ne-am, cred că ne-am putut, cred că o singură dată ne-am trimit în viola. Ne urmărim pe Instagram, dacă am atât, adică n-avem. Cine ți-a trimis poze în DM? Până acum se urmăreau pe Instagram. Cine ți-a trimis poze în DM? De acum, de câteva zile mi-a dat ea follow. Asta e bună? Okay. Cine ți-a trimis poze în DM? Nu? Tu ei. Nu, vezi că e o întrebare foarte, e o întrebare, e o chestie foarte lungă, deci că-s la bac aici. Poți să zic? Nu, stai, rog, dar eu știu ce fac aici. Ești surprins. Bine, hai, zi, hai, stai, așa, întrebarea cu numărul 2 este: un meteorit a distrus toată populația României, au rămas doar 4 supraviețuitori. Tu ești singurul bărbat rămas în viață, alături de următoarele 3 femei: Carmen de la Sălcioa, Andreea Tonciu și Xonia. Un consiliu internațional decide că trebuie să formezi un cuplu cu una singură dintre cele 3 pentru a repopula România. Pe cine alegi? Și tu crezi că ai ales bine? Adică... Da, eu cred că da. Eu ador pe Xonia, suntem colegi, suntem prieteni de mulți ani. Dar... Dar nu este... Andreea Tonciu, Andreea Tonciu mă bate, ești nebun, eu-s mai firav așa. Cu Andreea Tonciu te plictisești, băi, nu te plictisești cu Andreea Tonciu, zic că am fost la o emisiune cu ea, mai aveam puțin, o călcam cu barca. Deci, tipa e tare de tot, băi, e tare, dar te nu... Te ține în viață, mă, cucule, crede-mă, nu mai, deci te ține tânăr, cu tânăr o să... Nu. Toată... Pe principiu, lasă cucu-n pace, era o piesă. Zic. Da, Alex și Sonia, asta cu e. Carmen de la Sălcioa, de ce nu cântă frumos ca o cântătoare? Nu, măi, nu-i ca și cum, nu, nu pot să ne când ascult manele, că ăla care neagă când ascultă manele e dubitoc, adică nu cum, crede ce? Treaba asta. Stai, cum? Eu ascult manele, dar n-ascult Carmen de la Sălcioa. Păi stai, mă, dar Carmen de la Sălcioa nu cântă doar manele, eu ce se știu. Înseamnă că nu o cunosc de prea bine, îmi pare rău, Carmen, dacă o să vezi asta live sau vezi un material postat pe YouTube, îmi pare rău, dar asta știu despre ea. Fii atent. Deci Sonia spunea că ți-a și dat follow acum câteva zile. Da, acum vreo 4-5 zile. Cu răspunsul la întrebarea asta s-ar putea lucrurile să se schimbe în viața voastră. Ah, frumos, fiert. Da. E fiert. Cine pe Elena? Fiert. A venit a treia întrebare. Cum pui fiert pe Elena? Mamă, stai că am stai că am primit a treia. A venit a treia, ia, hai să băi, Jorge, ce-mi faci tu mie? Ia uite-l. Mi-a picat fața. Cum e asta? Ia, ai... Nu, nu, stai că văd, nu mi-a arătat. Și vezi, ține, vezi cum ții ceasul, și, că eu văd întrebarea, da. Că nu mai prinde pe ceas. Închide ceasul ăla, lasă ceasul, uite pe te, băi, ce stai nu mai pot eu, bă, cu puștii ăștia. Stai că pupe mod avion, stai așa. Băi, cu puștii ăștia, mă, nebunii, băi, Cătăline. Băi, că am 30 de ani, mâine, poi mâine, stai așa. Oh, ieri pe stradă mă uitam la o fetiță, la 6 ani, vorbea așa. Băi, la ceas, mă, ați nebunit? Cred că nici de data asta nu o să mănânc. Bătrân. Uite, Greta zice că am un bătrân. Hai, credem. Cred că nici de data asta nu o să mănânc și ca să fiu... Bă, cucu, hai că ai stat nemâncat ca să fiu asta. Fair, aș putea să dau din ce nu mi-am mai dat, dar hai să mă gândesc la o altă persoană. Că tot despre păi o femeie nu, este vorba. Deci dat, cum mai merge? Stai? Luați-mă ușor, că eu nu trebuie să mă prind hai întrebare, că te ajut, nu? Dacă vrei te ajut. N-am citit că întrebarea, dar te ajut să-ți dai seama că am zis. Nu, tu zi răspunsul. Trebuie să dau un singur nume. Trebuie să respectăm formatul. Uite, da. Cătălin e acolo și el e pe întrebări acolo pe telefon. Zi-ne răspunsul. Zi răspunsul. Băi, stai așa să mă gândesc. Asta se întâmpla acum vreo 5 ani, 6 ani, nu mai știu exact, Nicole Sherry. Nicole Sherry. Mama. Ceva e picant aici la mijloc. Ești sigur că nu vrei să guști? Ești sigur că vrei să citești întrebarea? Hai, nu mai ești prietenul meu. Nu te băga în gura lupului, crede-mă. Zis. Nu e bine dacă intri pe așa, vezi că mai devreme ai cu Elena, acum cu Nicol Ceri, cine știe ce e. Bă, eu sunt sincer cu... Bagă-mă o chiftea din asta, crede-mă. Hai, mă, că nu e... Nu, că poate vin unele mai grele, lasă, nu. La asta cred că pot să răspund. Eu cred zic că așa, să... e corect. Hai cred să că citim. Pot să fiu asumat la întrebarea asta. Cred că pot să răspund. Lasă-mă să ghicesc. Zi. Citește.
Stai să vrei să mai ghicești tu sau cu cine ai tu filme în ultima perioadă? Cum să am cum fata, femeia, Nicolșe, femeia care are copil, are soț, cineva. Da, mă, poate îi plac lăuzele, mai știu. Bă, e Nicol Șeri. A, uite, a pus și poză cu... A fost o glumă, nu fiți nebuni. De cine ai fost îndrăgostit în trecut? Asta e. E? Am ghicit-o? Băi, ce tare! Deci, a fost îndrăgostit de Nicol Șeri. Acum vreo 5-6 ani, adică nu era... Da, 4 ani, 5 ani, nu mai știu. Cred că era minor atunci. A venit a patra. Man. Întrebare. Hai, Cătălin, ce-mi faci tu, Cătălin? Ce gusturi are cu, cum place? Nicol Șeri, Elena, Xonia... Are, are. Tinerețe. Mamă, dar numai de-astea, eram sigur că numai de-astea. Ia. Cucu, ești beige cu roșu. Ești... Haide, zi-ne răspunsul. Ce citești acolo? Tot despre o fată e vorba. Hai să mă gândesc. Ba, mă, dar e greu, bă, e greu rău. Vezi cum o dai pe asta. Hai. Poți să dai mai multe nume. Să nu le super pe Xonia și pe Elena, vezi? Mamă, ce greu era asta. E greu pentru că am dat prea multe nume. Poți să mai dau un nume pe care l-am mai dat? Nu, nume nou. Bă, dar chiar... No. Mamă, cătă. Nai. Mamă, cătă, deci nu pot să... Stai că mă uit, pot să mă uit în telefon două secunde să-mi dau seama... Te rog frumos, uite-te în idee. Mă, ești nebun, ai lista așa de lungă, nu, te uiți în notes, nu, ce dau random, dau random. N-am o listă lungă, bă, nu fi, bă. Vremuri a copilării noi ăștia au liste, băi. N-am listă, dar așa să-mi fac noi, un refresh la minte, cumva să pe mă... Tele, noi, dacă scriam pe un perete, George plus Ioana egal Love, acolo rămânea tata. Aia zic. Nu mai aveam cu de-alea, cu listă. Bă, m-ați băgat la... Nici nu găsește, fii atentă. Păi chiar nu fii găsesc. Aici, nu. Chiar nu găsesc, jur că nu găsesc. Greta, uite-te la el, mă. Stai așa, hai că mamă, am roșit tot. Deci, e ce, vorba de vreun mesaj, ceva pe care nu, l-ai primit? Nu, mesaj, nu. Atunci mănâncă, frate. Zi. Ai încredere. Bă... Păi nu, dar trebuie să dea răspunsul întâi. Stai să mai citesc o dată întrebarea. E aceeași. Da, știu. Cătălin? Eu fac un platou de fructe. Mamă. Bă, dar nu știu ce să răspund la asta. Poți să folosesc un alt nume. Și doar adevărul. Nu, adevărul și numai adevărul. Hai. Bagă. Nu pot să dau un alt nume. 3. Nu pot să dau un alt nume. 2. Nu pot să dau un alt nume. Nu pot să dau un alt nume. Roxanne. Roxanne? Bă, ești nebun? Acum vreo 3 ani, cred, sau ceva. Băi, băiatule, mamă, deci ești prost, mamă, deci nu, nici nu știu dacă să mănânc. Deci cu ăsta, crede-mă că e pamă, mamă. Ce, Cătăline, dă-mi și mie mesaj. Cred că o să mănânc de data. Nu mă lăsa așa. Cătălin, eu n-am ceas, dar primesc pe telefon. Mănânciute sau rămâne un mister de ce e Roxanne? Rămâne un mister. Cătăline, am telefonul aici, l-am ascuns. Mănânc, nu mi-asum întrebarea. Nu pot să zic orice. Cătă, tu știi să nu spui nimănui? Bravo, mă, cucule. Nu spun. Roxanne. Deci Cucu pare așa nevinovat, pare mamă, un băiat, cum să zic eu? Mondru! No, Cucu, ia cu încredere! L-a luat cu recul. A fost așa, pe o întârziere, l-a luat după 3 secunde. Uite, te salută Roxanne din imagini! De pup, Roxanne! Mamă, dar plângi, și eu! Plângi după ea? Bă, dar păi chiar nu glumiți cu asta! Cucule, ești bine? Lapte. Nu scuip! Cum le zi eu? O să-ți fie un cat pe TikTok, nu scui, nu scui. Bă, dau idei. Mamă. Ești bine, Cucu? Nu ești bine, nu? Deci, pentru Roxanne. Ai dat-o rău. Deci, am cupit bine, Roxanne. Jorge, încearcă cu soțul ăla de care ți-am zis eu, 357, că e mai ușor. Pune la Jorge, pentru următoarea întrebare. Prima, că e prietenul meu, țin la el, țin la Cucușa, să fie așa, direct. Aveți ceva mai tare decât ăsta? Da.
E mai tare? Păi nene, tu ai pus ăla mic, e cel mai periculos ăla mic. Și pe ăla l-ai din ăla ai pus? Păi l-am pus. Din ăla ai pus? Păi ăla l-am pus. Mă usă urechea stângă. N-ai avut milă deloc, bă. I-am luat din Sandro, uite-te la urechea mea. Uite-te la el. Băi, scuze-mă, ți-am pus prea mult. Nu mai lua, ia și tu din ăsta în care mai puțin, că eu n-am știut că așa iute. Mamă, deci... Dă-ți haina jos. Nu, nu. Ești sigur? Deci, Cucu, să știi că eu i-am spus să spun alt sos, dar el, prietenul tău, a pus din ăla mic care e cel mai periculos. Nu înțeleg de ce a făcut asta. E, și să știi că urechile roșii le are și Hadad, șef Hadad, după ce o vede pe Analescu, la fel îi se roșesc. Mă, nu credeam că e atât de tare. Am mai fost la o chestie de asta cu chestii used, dar n-am... Deci a fost pe nivele, dar ăsta, primul nivel a fost groaznic, direct. Da, am greșit nivelul, îmi cer scuze. Eu am dat... Cătălin, pot să spun că... Nu știu eu că eu n-am mai fost la emisiunea asta. Eu, ce voiam să zic eu că n-am fost nici la prima emisiune cu un picant. Nu știu despre ce... Am pus ăla, am pus un mai mic. Am zis, bă, ce poate fi, nu e rău. Întrebarea asta e foarte... Eu treceam oricum pe aici, pe în față și am zis, hai mă, să intru în platou, să-ți văd despre ce vorba. La întrebarea asta e foarte simplă. Întrebarea 5? Da, 5. Trebuie să spun motivul, trebuie să spun motivul și apreciez după că n-am zis întrebarea de la el. Răspuns și apoi. Că nu m-am apucat să ghicesc acum. Distanța. Distanța. Putem citi? Da. Spune-ne într-un cuvânt motivul pentru care te-ai despărțit de Elena Chiriac, faimoasa din competiția Survivor. S-a prins și Jorge că voi a fost împreună. Ce vrei să spui? Când ați fost și voi împreună? Păi Dana, eu n-am înțeles, stai puțin. Cum? Care motivul așa despărțirii? Bine, despărțire mulți... Adică dacă e despărțire, că ei s-au pupat, au fost împreună, au făcut... Știu că i-am văzut, mă, era o glumă, i-am văzut, am fost împreună la un festival, eram acolo, erau amândoi. Ce crezi că eu făceam așa? El știe multe chestii, el știa despre întrebările astea, de fapt. Nu, de întrebări nu știu. Nu știe de la Cătă, dar știe că o să primesc din asta. Simțeai tu ceva? Simțeai, întrebarea 6, Cucu. Băi, bătrână, îți dai seama, nu degeaba azi și eu aici de câțiva ani. Vai, Cătă, este 16 și 16, este cu cifră magică, ia. La 6-a. Mamă, Cătă, tu vrei să-mi bagi ceartă în familie sau ce vrei să faci? Nu știe nimeni despre ce este vorba. Da, dar nu mai mănânc nici trei lucruri. Nu mai mănânc nici mort, nu mai mănânc din asta. Zi. Deci prima dată trebuie să răspund. Răspuns. Prima persoană trebuie să spun despre două persoane. Trei. Nu trebuie să zici despre două, păi nu ne zice. Tu spune răspunsul. Păi o să fie, zic unul, că te tot să înțelegi. Da. Deci prima, sunt două coloane, oameni buni. Da, două coloane. Trei cuvinte pe prima coloană, trei cuvinte pe următoarea coloană. Bravo, mersi de ajutor. O să le zic și după aia o să explic. Da. Că ăsta primul pe care o să zic chiar nu o să înțeleagă lumea, perfecționist. Păi da, mă, dar citește bine întrebarea. Păi înțeleg, dar o să te explic după aia de ce zic asta. Sau prea perfecționist. Răutăcios. Răutăcios. Da. Uneori gata, știu. Neascultător, adică neascultător, nu mă ascultă pe mine sau oamenii din jur. Știu. Știu întrebarea, gata. Neascultător. Da, adică cu capul nori uneori. Cum? Cu capul nori, tot la aia, da? Tot acolo, la aia și ce să mai am pe coloana asta din stânga. Mamă, dar e greu rău, asta chiar 3, e greu. Da, tu ai pus deja 4, poți să mai pui. Nu mai, gata, gata. Trece pe cealaltă coloană. Dar mai zi dacă tot ai zis că mai vrei un. Mamă, dar eu știu doar cali... Mamă, dar chiar e greu. Da. Că aici chiar nu găsesc la... Dacă deja dau din casă, vă dați seama despre ce întrebare e vorba. Nu-i place să se trezească dimineața, adică e la modul nematinal. Adică puturos? Puturos uneori, da. Am trecut la al doilea? La a doua coloană? Da, a doua coloană. Da, e la a doua coloană. I-am zis al doilea, mă gândeam că e al doilea... Negativist. Negativist și... Mamă, dar nu știu a treia chestie. M-am prins. Te-ai prins, clar că te-ai prins din prima.
Nepăsător că e păsător. Uite cum am lăsat pe spate, știu. Sunt... Și... Da. Agitat. Agitat. Acum care e unul, care e altul? Acum spunem sau nu? Citesc? Că da, citesc. Dacă vrei să citești, dacă nu poți să guști. Nu, citesc, oricum și-a dat lumea. Zi-mă guști, vrei să guști? Vrei să gustați, mă, 7 lei? Nu. Vrei nu. Să guști? Nu, 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 nu. 7 lei. 7 lei, da. Citesc. Că lumea oricum și-a dat seama, adică degeaba mănânc, oricum lumea și-a dat seama ce vorbesc. Da, fă-mi bine. Nu zice care și care. Păi, da, trebuie, trebuie. Trebuie, nu? Trebuie. Spune-ne 3 defecte ale lui Cuza și apoi 3 defecte ale lui Emi, colegii tăi din trup. Deci cine e răutăcios, neascultător Cuza. Și cu capul nori? Cuza. Deci Cuza este răutăcios, neascultător cu capul nori și ai zis perfecționist la defect. Da, la modul e mult prea, asta vreau să explic, e mult prea perfecționist. Adică sunt bine, dar în același timp, anumite părți are dreptate, dar sunt multe proiecte care nu au fost date în online pentru că era prea perfecționist. Adică avem multe proiecte care sunt în calculatorul meu și nu au fost date niciodată spre... Dar dacă-s la tine în calculator odată și odată, se vor putea difuza. Da, cine trebuie să le ascund bine. Cine știe? Poate cine știe? Deci nu e rău. Scap Cuza... și tu un pic pe online. Și la Emi e că nu-i place. Cuza, nu-i colegul place. Nostru de la Radio Zoo acum. Da, da, da. Așa, și Emi... Emi nu-i place să trăiască dimineața neam, adică urăște treaba asta și cumva uneori e relevant. Pentru că noi dacă spune că ne vedem la ora 10, el spune hai mă la 10 și un sfert, adică pentru el 15 minute sunt foarte cruciale. Multe, cruciale. E foarte negativist, adică el tot timpul, nu chiar tot timpul, dar e acolo. Spune bă, nu știu dacă o să fie bine, nu-mi place, nu-i ok. Și ce-am mai zis despre Emi, că nu mai știu ce-am mai zis. Că e agitat. Da, e foarte mergem agitat, bine, el e cu aspacardin, un buzunar care... Are niște probleme, chiar are niște probleme medicale pe tema asta, are palpitații multe și e prea agitat uneori. Merge pe psihologie inversă, mă, de-aia, nu că... E asta, cred. Cătăline, cred că l-am solicitat destul pe Cucu, nu? L-am omorât. Eu sunt mort. Cucu, nota 10, mulțumim mult că ai fost alături de noi. Dimineața la ora 9 dimineața, sau bravo. Când te trezești tu, să-ți aduci aminte de Jorge, prietenul tău. Fratele, pe viață, eu îi nășesc. Doamne, mă închid Instagram-ul, TikTok-ul, mâine Facebook-ul, dimineața tot. O să-și aduc aminte de tine, Jorge, de dimineața. Da, știu ce la ce te referi. Doamne, eu încerc să evit să-ți răspund asta, sper să nu se întâmple. Că dacă nu vorbesc de lucruri, să nu se întâmple. Inevitabilul, n-ai ce să-i faci. Inevitabil va fi bine, da. Revenim după publicitate. Cucu, mulțumim mult de tot. Căutați-l pe Cucu de la Noaptea Târziu pe Instagram, Facebook, Jorge. Rămânem în continuare.